Agriplanta Vest, organizată la Carani, în județul Timiș, i-a pus pe fermieri în fața unei reale desfășurări de forțe ale tehnicii și tehnologiilor de ultimă generație. Dacă nu ați avut șansa prezenței în câmpul din vestul țării, vă ducem noi între loturile demonstrative și utilajele de la Agriplanta Vest. La o expoziție în câmp, normal nu lipsesc utilajele agricole, tehnica agricolă. Și dumneavoastră sunteți o companie care puteți spune că aici, în câmp, la Carani, sunteți acasă. Da, ținând cont de faptul că avem sediul principal la Timișoara, într-adevăr, suntem acasă și acesta este și unul din motivele pentru care am hotărât să participăm la această expoziție care este la prima ediție. Cu ce a venit compania Munax aici? Ce prezentați fermierilor? Am adus câteva utilaje pe care vrem să le promovăm în mod special, cum ar fi cele produse de firma Krone, pe care o reprezentăm, însă facem promoții și pentru utilaje de prelucrat solul, acum fiind perioada în care fermierii vor avea nevoie, așa că evident am adus tractoare Landini, pluguri de la firma Arabe din Germania, pe care le prezentăm ca fiind chiar un produs nou, sunt niște generații noi de pluguri produse de această firmă. Ce au deosebit? Spre deosebire de plugurile din generațiile anterioare, au cadrul complet schimbat și folosesc geometria care este tradițională Krone, studiată cu mulți ani în urmă de această firmă. Compania pe care o reprezint se numește Great Plains, e un constructor american de echipamente de prelucrare și însămânțare și tratament fitosanitar, dar pe partea de Est Europa ne axăm cu precădere pe prelucrarea solului. Noi suntem reprezentați în România de către Titan Machineries. La prima ediție Agriplanta Vest am adus, spre deliciu fermierilor, un echipament de unică trecere. E un utilaj din gama Simba. Noi avem o fabrică de producție și în Anglia. Și acest utilaj din gama Simba, pe nume SL, cu o lățime de lucru 400, practic înlesnește și înjumătățește numărul de treceri pe teren, înlesnește munca fermierului. Este un echipament de tip disc, ancoră, disc și consolidare, format din două rânduri de discuri complet ajustabile și un rând de ancore de prelucrare cu ancore L de load disturbance. Se pretează la soluri medii și grele, cântărește aproximativ 9 tone cu tot cu tăvălug. Piesa cea mai importantă, adică piesele cele mai importante din acest utilaj sunt discurile cu reglare, full reglare. Asta înseamnă că oricând fermierul poate să schimbe gradul de agresivitate a discurilor dintr-un singur punct, asta e foarte important pentru că este un patent lansat de Simba, iar al doilea punct important al acestui utilaj este consolidarea. Foarte mulți fermieri au uitat sau încearcă să schimbe puțin tehnologia, au uitat faptul că pământul trebuie și consolidat. La prima ediție Agriplanta Vest, SC Tehnofavorit SA, Bonsida, județul Cluj, a venit cu utilaje foarte diverse. Firma noastră are două mari domenii de activitate, mașini de erbicidat și tratamente în vii și livez și depozite de cereale și micro-FNC-uri sau FNC-uri de mai mari dimensiuni. La această expoziție ne-am prezentat cu o mașină de erbicidat de 3000 de litri, cu o rampă de 24, dotată cu un calculator performant și cu un sistem de ghidare foarte performant și acesta. Mai avem aici, cum se vede în spatele nostru, este o mașină de erbicidat purtată de 800 de litri cu o rampă de 12 care are posibilitatea să efectueze atât tratamente cât și fertilizare. De asemenea, mai avem un atomizor. Firma produce o gamă foarte mare de atomizoare, începând de la 300, 400, 600, 1000, 1500, acestea o parte, cele mai mici sunt purtate, cele mai mari sunt tractate. Mai avem în fața noastră o mașină de erbicidat de 70 de litri pentru
uz gospodăresc pentru cei care au o plantație mai mică. În ceea ce privește celălalt domeniu de activitate, avem o batoză de porumb care este monofazică, dar firma noastră are în producție și o batoză de porumb trifazică, de o capacitate de 3 ori mai mare, care poate fi antrenată atât la curent cât și la tractor. Avem o moară de uz gospodăresc, tot așa la 2,20 pentru uz gospodăresc. După aceea este prezentată în continuare o moară cu ciocane de 11 kW. Acestea sunt iar, firma produce o gamă foarte variată de mor cu ciocane pentru uruială, acestea fiind de capacități diverse, de la 7,5 kW la 11 kW la 22 de kW. În continuare sunt prezentate, este prezentată o tocătoare de fân, care este foarte utilizată de cei care folosesc pat de așternut din paie, se toacă, se introduce direct balotul și mașina aruncă direct paiele pentru așternut sau pentru hrana oilor sau alte animale. Urmează în continuare o mașină de aplatisat. Sunt diverse animale, ovinele, spre exemplu, preferă ca bobul să nu fie măcinat, să fie praf, ci să fie spart, astfel îl consumă mult mai bine și în integralitate, fără să fie pierderi. În continuare este prezentat un micro-FNC, alcătuit dintr-o moară, un MB și un amestecător. Moara este cu absorpție, deci se introduce un furtun cu o sondă în bunkerul în care sunt depozitate materialele, aceasta moară așa absorbe singură cantitatea necesară, o macină și se introduce în amestecător. Amestecătorul se poate plasa pe doze tensometrice, cântărirea se poate face cu un cântar electronic sau avem și FNC-uri care sunt comandate de calculatoare și care pot prepara până la 40 ceva de rețete, un singur om trebuie să acționeze un buton și alege rețeta și totul, furajul iasă după rețeta prescrisă. Cu ce a venit Mevi la Agriplanta Vest și ce a pus în lucru încă la acele demonstrații practice comentate? Sunt patru ateliere de lucru, încep cu demonstrațiile, patru ateliere compuse din 3 tractoare și 2 ateliere de prelucrat și un atelier de semănat. Vorbesc de 3 tractoare de la firma Fendt și 3 utilaje de la Horsch. Dacă mă refer la utilajele de prelucrat, pot spune că din gama Terano, Horsch Terano, am mers pe varianta FX și pe varianta Terano MT, 3,5 respectiv 4 metri. La semănat e vorba de semănătoarea Horsch Pronto, 4 metri lățime de lucru. Și pot să adaug un lucru foarte important, că cele 2 dintre atelierele pe care le avem sunt aduse aici de la clienții noștri, cu care avem 2 dintre clienții noștri cu care avem o colaborare foarte, foarte, foarte bună. Al 4-lea atelier, să nu-l uit, e vorba de un utilaj de erbicidat de la firma Horsch, e vorba de Horsch Lab, modelul PT270, 8000 de litri cu o rampă de 36 de metri. Tractoarele ce puteri au? Tractoarele pleacă, deci sunt vârful de gamă din seria 700, 800 și 900, vorbesc de 724, 240 de cai putere care lucrează, este în combinație cu Horsch Terano 3,5 FX, Fendt 828, 280 de cai putere care lucrează cu semănătoarea de 4 metri și Fendt 939, 390 de cai cu Terano 4MT. Pot adăuga că tractoarele, cel puțin la ultimele 2 ateliere pe care le-am menționat, sunt peste necesarul care trebuie, dar ținem cont și de faptul că sunt utilaje pentru demo. E destul de greu să luăm 2 utilaje noi, care au 0 ore de funcționare, să le punem în demo, mai mult decât atât că sunt clienți care așteaptă utilajele respective. Și atunci mergem pe tractoare pentru demo, tractoare care s-au folosit și la Mevi Demo. Cu ceva timp, nu mult timp în urmă, am avut demonstrațiile Mevi, cele 5 locații din țară și atunci folosim tractoare care au făcut demonstrație. Cât de importante sunt aceste demonstrații și
totuși nu se fac pe o suprafață foarte mare. Ce se poate vedea exact? Nu e problema de suprafață foarte mare. Un fermier își poate da seama de eficiența utilajului în câțiva metri. E important pentru că pe lângă standul de utilaje care sunt statice și pe care nu poți decât să le pornești, care sunt autopropulsate, e foarte important ca fermierul să vadă și ce face efectiv utilajul în câmp. Și vorbesc de adâncime de lucru, vorbesc de cum lasă terenul în urma lui, vorbim de dezmiriștitoare care, pe lângă faptul că pot lucra la o adâncime de până la 30 de centimetri, e vorba și de cum rămâne în urma trecerii cu un astfel de utilaj, de nivelare, de teren, de mărunțire. Acum putem spune și pot spune să mă leg și de alt lucru. Nemții au o vorbă și anume că demonstrațiile se fac în condițiile cele mai bune. În fiecare zi a plouat, dar nu a fost o ploaie care să nu ne permită să facem demonstrație și cu toate acestea utilajele au lucrat foarte, foarte bine. Deci noi suntem mulțumiți și cu siguranță și cei care au participat la demonstrații sunt mulțumiți de ce au văzut. O nouă participare, o nouă premieră, putem să-i spunem, pentru că aici, pe lângă echipamentele cunoscute, deja am venit cu un generator de aer cald, un generator de putere mare de 50.000 de metri cub pe oră, de 750 de kW, un generator cu care agricultorul poate să-și usuce, să scoată umiditatea din cereale, după care să-l ducă într-o seră, apoi în garajul în care își repară utilajele sau oriunde este nevoie. Este, în raport cu ceilalți combustibili, cel mai rapid amortizabil. Dacă astăzi face uscarea cerealelor cu motorină, într-o lună de zile amortizează și utilajul și este și în câștig, pentru că își folosește ca materie primă peleții din deșeurile pe care le deține din abundență. Prin urmare, este o mașinărie, să-i spun așa, multifuncțională, dacă poate fi dusă de colo-colo. Da, este mobilă, e generator de aer cald. E o nouă premieră, pentru că nu există. Știm sigur că nu există așa ceva. Au încercat nemții să facă cu baloți de paie. Sunt ineficiente și foarte scumpe. Un astfel de generator, care vă spuneam, de 50.000 de metri cub, costă doar 56.000 de euro. În 720 de ore, adică o lună de uscat cereale cu motorină, consumă 75.000 de euro pe motorină. Deci mergând continuu 720, iar cu acest utilaj îl amortizează, îi mai și rămân vreo 3-4.000 de euro sau vreo 12.000 dacă își face peleții în gospodăria proprie. Merge cu orice fel de peleți? Păi e singura tehnologie din lume care funcționează la fel de bine cu peleți făcuți din toate resturile, deșeuri, gunoaie, tot ce arde. Invenție 100% românească a dumneavoastră. 100% românească și invenția, este 100% românești sunt și echipamentele care produc energie electrică, atât injectoarele pe peleți, centralele termice pe peleți, tuburile radiante cu arzător pe peleți și acum mai nou acest generator de aer cald. La următoarea întâlnire s-ar putea să vă prezint o instalație de cogenerare, energie termică și energie electrică în același timp. Urmează trigenerarea și aer condiționat. Avem capacitate să facem aceste utilaje, să facem aceste echipamente ecologice, economice și eficiente. Ce avem aici în stand? Noi în stand avem un plug nou care se numește Juvel 7 cu reglare mecanică și cu corpuri Duramax. Acest plug a fost și cel expus de la Agritehnica și am reușit și să-l vindem aici la Agriplanta Vest. L-ați vândut cui? Ce fel de fermier? Este un fermier din Brașov, nu o să-i dezvălui acum numele, dar este un fermier din Brașov care are și expus utilaje agricole la noi aici în târg și el a venit și va și încărca și duce și acasă. Este un plug cu un cadru de 120 de milimetri. Este cu corpuri Duramax, asta înseamnă că ele nu mai sunt prinse cu șuruburi și un sistem de cleme. Asta ne permite să călim mult mai puternic oțelul, pentru că nu-l mai prelucrăm mecanic. Și are un turn de reversare nou, iar antetrupițele care sunt montate pe acest utilaj sunt iară de o generație nouă, care pentru a le monta nu necesită scule, adică cu manual, numai prin bolțuri se pot regla.
Și ce alte utilaje mai găsesc fermierii aici? Am mai venit cu două utilaje specifice dezmiriștirilor. Este un carat care are, este un utilaj cu trei rânduri de organe active, cu discuri de nivelare și tevălugă în spate, care poate să lucreze până la 30 de centimetri adâncime. Iar cu un utilaj tot de 3 metri, cu două rânduri de organe active, care poate să lucreze la 20 de centimetri și este gândit pentru dezmiriștiri sau prelucrarea solului în vederea însămânțării de rapiță grâu pentru culturile de toamnă. Noi avem sisteme de aerare pentru hale, hale noi care se vor construi sau hale existente care se pot modifica și se pot face aerările pentru depozite de cereale, porumb, direcția asta. Deci în momentul depozitării, mai ales dacă e nevoie de un depozit autorizat sau așa, trebuie să fie sisteme de aerare în el. Fermierii uscă de obicei cu uscătoarele produsele, dar au nevoie de o aerare pentru a păstra mai bine cerealele. Și tipurile sunt diferite, de la cele mobile la cele fixe, unele care se montează în momentul construcției halei și celelalte care se montează odată ce hala e gata, pe beton, simple, gândite nemțește, eficiente și ușoare. Mai ales că sunt, producătorii sunt din Germania. Exact. Firma noastră are, a avut anul trecut 100 de ani de existență cu fabrici în Germania. Cum arată piața la noi pe aceste echipamente comparativ cu Germania? E chiar în țară se poate face diferența asta. Sunt mulți fermieri, de obicei fermierii din zona Timișoarei, care sunt mulți nemți, mulți olandezi. Ei deja știu produsele noastre și ne sună și cer specific anumite lucruri. În partea cealaltă, unde sunt fermieri care încep cu fonduri europene sau fără, e necesar mult de instruire, de pregătire a fermierilor și atunci trebuie să prezentăm gama și să începe cu sistemul mobil la început și după câțiva ani să trece la cele profi pentru odată ce crește și producția fermelor respective. Dar la noi s-a mișcat cel puțin pe silozuri și pe asemenea echipamente, din câte cunosc eu, piața a avut o evoluție destul de înceată. Da, momentan fiecare mai depozitează cum poate și dar o să se ajungă, n-au încotro, la un moment dat trebuie să fie sistemele dotate și atunci trebuie cât mai simplificat, costuri cât mai mici, totul se calculează pe tonă și atunci trebuie să iasă un preț mic și deja nu mai e rentabilă depozitarea în hale mici, unde depozitezi la un metru, un metru jumate, ca să poți să ții produsere, o să se ajungă ca în Germania la 6 metri de înălțime în hală și atunci ai nevoie de sistem de aerare. Ce am adus pentru primul an, am adus noua generație de tractoare, seria 5, seria 7220 cu cutie vario și, bineînțeles, seria 6, care deja sunt toate tier 4. Mai avem încă ceva din generația veche de tractoare, dar viitorul este aici în față pus, că astea vor fi tractoarele pentru anii următori. Ce putere au aceste tractoare și căror fermieri se adresează? Păi, aici sunt trei game de tractoare, cum am zis, seria 5, asta începe la 100 de cai, se termină la 120 de cai, este seria 7 care se termină la 250 de cai și seria 6 care se termină la 190. Deci sunt trei grupe diferite de tractoare, cum le zice, noi așa le numim, după serii. Mă uit la tractorul care e chiar aici lângă noi, la cabină, arată, cred că mai frumos și mai bine decât orice autoturism de lux. E o plăcere pentru mecanizatorii de a să lucreze pe un asemenea tractor. Este. Acum, după cum vedeți, toate brandurile mari de tractoare sunt la un standard foarte ridicat în materie de confort în cabine, în materie de echipări. Rezerva este că tractoriștii nu sunt încă pregătiți, mulți dintre ei, pentru genul ăsta de tractoare. Dar din câte știu eu, dumneavoastră, toți distribuitorii de tehnică agricolă, instruiți și fermierul dacă el lucrează pe tractor și mecanizatorul. Cine ar trebui să mai facă aceste traininguri, nu știu, pentru că deja generația veche se cam duce. Cine va conduce aceste utilaje?
Păi, normal ar trebui să existe, cum a fost pe vremuri, școlile tehnice, liceele de profil, școlile profesionale, cum este în străinătate. În străinătate sunt școli tehnice pentru așa ceva. La noi segmentul ăsta lipsește și ne afectează și pe noi ca vânzători de tractoare și cu atât mai mult pe fermieri, pentru că pentru noi faptul că nu sunt la nivelul de pregătire înseamnă mai multe intervenții de service, mai multă prezență la fermier, iar pentru fermier ce să mai spunem, că dacă nu știe să conducă tractorul sau îi stă tractorul, e o pierdere garantată. Standul universității la această ediție este prezent și cu diferite produse, deci chiar am adus anumite produse pe care universitatea le produce în cadrul diferitelor facultăți și este un lucru extraordinar. Este primul stand, să zic, făcut de către universitate la nivelul pe care îl vedeți în cadrul expoziției. Știu că toate zilele acestea v-ați jucat, domnule profesor, cu un roboțel pe aici. Despre ce este vorba? Da, roboțelul Banat, care a colindat puțin Europa, a fost prin 2012 în Olanda, anul trecut la Praga, iar anul acesta în Germania, în expoziția Feldtage, unde anul acesta a luat locul 10 din 23 de echipe, în 2013 tot locul 10, iar la prima ediție în 2012 locul 5 din 21 de echipe. Deci roboțelul Banat este, să zic așa, în top 10, cu toate că sunt foarte multe echipe care au tradiție în domeniu. Dacă ne gândim la faptul că în 2012, când noi am participat pentru prima oară, era a 10-a ediție. În primul rând, roboțelul Banat este un roboțel autonom, deci nu folosește agricultura de precizie și GPS-ul, pentru că așa se cere și în cadrul concursului. Deci totul este realizat din partea de soft și hard și roboțelul Banat, în primul rând, a fost realizat pentru a se deplasa pe rândurile, de exemplu, de porumb, de floarea soarelui, pe rândurile de glastre cu flori, așa cum s-a întâmplat în 2012 în Olanda. Se întoarce autonom la capul rândului, poate să detecteze burienile de pe rând, astfel încât în final să facă o cartare a acestor burieni. Iar în acest an am participat pentru prima oară la proba freestyle, aici unde fiecare echipă vine cu o idee ingenioasă. Este un prototip, este un robot făcut 100% de studenții români, deci avem studenți foarte bine pregătiți și apreciați la nivel, să zic așa, european. Anul trecut am avut fermieri care au venit și ne-au cerut să le vindem un astfel de roboțel și ne gândim că în etapa următoare să realizăm 2-3 roboței pe care să-i vindem. Primul și în primul rând am venit cu foarte multe promoții pentru acest târg. Vreau să vă spun că exact și mașina lângă care stăm, mai exact modelul gigant asemănătoare direct în miriște, se află la promoție acum în gama noastră de produse, inclusiv semănătorile mai mici de păiasă, modelele Nina, care sunt modelele de 4 metri mecanice cu disc simplu și cu disc dublu, plus semănătorile pneumatice, Pinta cu cadru rabatabil la 4, 4,5 și 5 metri. Pe lângă aceste utilaje care sunt la promoție, avem și finanțări foarte bune. Putem să oferim o finanțare, bineînțeles, împreună cu dealerii noștri autorizați, pe termen de 20 de luni, un an, 8 luni, cu o dobândă de 1,99%. Și vă invit să mergem puțin mai în față în stand. Aici puteți vedea în continuare utilajele sau semănătorile și pregătirea pentru semințele prășitoare. Avem aici semănătarea binecunoscută MT, care și anul acesta a fost la promoție la Maschio Gaspardo. S-a vândut foarte bine. Avem aici iarăși o prășitoare pe 8 rânduri, care se potrivește foarte bine la acestei semănătoare. Este o prășitoare cu cadru rabatabil, pliabil, pe 8 rânduri, cu un buncăr de fertilizare de 950 de litri din inox. În continuare avem aici câteva utilaje de la fabrica Maschio din Campo d'Arsego din Italia. Utilajele de curățat și pregătit terenul sunt freze, tocători, tocătoarele cu braț, grapele rotative, astea se fac toate în fabrica din, de fapt, unde este și sediu central al grupului Maschio Gaspardo. În continuare avem câteva modele de tocători mai mici de la Maschio. Am adus și frezele, deci cum se știe, Maschio Gaspardo produce utilaje de la 80 de centimetri până la chiar 12 metri lățime de lucru sau și cele mai mari, că deja avem utilaje de peste 24 de metri, cum sunt semănătoarele Maximetro.
pe 24 sau pe 36 de rânduri de porumb. Și am ajuns la utilajele de fân, unde găsim utilajele din produsul lui fabricii Feraboli. Vedem aici două prese de balotat, modelul Entry, care deja ne lăudăm cu un număr de 25-30 de bucăți vândute pe România. Varianta aceasta sau modelul acesta are legare și plasă și sfoară. Și în continuare puteți să vedeți utilajele produse în fabrica Unigreen, care tot așa face parte din grupul nostru de vreo 3 ani jumate. Puteți vedea aici o mașină tractată, Pompeo, are o capacitate de 3200 de litri, cu un braț de 24 de metri. Aveți acolo Uragano, care, cu care anul trecut ați făcut niște multe drumuri prin România în ferme. Da, anul trecut am făcut așa să numit un Uragano Tour. Am vizitat fermele mari de peste 3000 de hectare, pentru că, cum știe lumea, de vreo 2 ani de zile acesta este mândria noastră, să zicem așa, un utilaj foarte, foarte profesional și unic, nu doar în România, cât și în lume. Este singurul utilaj în momentul de față pe piață cu care putem să facem un tratament și pentru, de exemplu, un porumb de peste 2 metri jumate, să zicem. Utilajul acesta care am adus aici la târg are o capacitate de 3000 de litri. Bazinul este din inox, cabina se ridică la 4,20 m, iar brațele, lăncile se ridică la 3,20. Mai avem și o mașină de ierbicidat mai mică purtată. Este un model de 1000 de litri, Jove, cu un braț de 12 metri. Și acest utilaj anul acesta am avut la promoție. A fost foarte, foarte bine vândut în cadrul fermelor și fermierilor mai mici. Avem aici un plug de 3 trupițe care se numește Lelio S3. Anul trecut am început prima dată cu promoțiile pentru pluguri și am văzut că a avut un efect foarte mare asupra pieței și pentru asta s-a decis că și anul ăsta o să continuăm. Următorul plug, Lelio M4, este un plug de 4 trupițe, care tot așa are un preț promoțional undeva 8.900 de euro costă, tot așa garanție 2 ani, ca și echipare, tot așa echipat cu roată, cu deflector și cu brăzdare din tungsten. Am adus aici la acest târg toate tipurile de scarificatoare pe care le facem, de la cel mai mic model, e 1,30, cel mai mare are 7 metri. Avem aici un model Pinocchio 2 metri cu 5 ancore rulou mecanic, recomandat între tractoare de 140-170 de cai. Următorul model este un Attila 3 metri, recomandat ar fi la un tractor de minim 180 de cai până în 260. Și am adus și un model mai nou, să zicem așa, Artilo S. Cum se poate vedea, deja acest model este unul foarte robust, cu picioarele sudate pe cadru, dar asta deja la un tractor de peste 360 de cai ar fi fost recomandat. În continuare putem vedea un utilaj special pe care am promovat anul ăsta foarte bine. Produs tot aici? Nu este produs aici, este un produs a fabricii din Italia, Gaspardo. Utilajul se numește Zebra. Este un utilaj care se folosește mai mult în state și în Australia. Mai exact se traduce un fel de strip tiller. Tot este un fel de utilaj care ne îndrumă spre o lucrare minimă a terenului, dar ca și funcționarea acestui utilaj este că pune îngreșeminte deja din toamnă, iarnă, în teren, acolo unde o să vină porumbul semănat. Avem și un utilaj, asta este un produs fabricii Maschio Italia, din Campo d'Arsego. Este o grapă rotativă foarte mare de 5 metri, recomandat undeva la un tractor de minim 240-260 de cai. În continuare avem aici două modele de combinatoare, avem un model mai ușor care se numește Grator. Asta este un utilaj tot așa pentru pregătirea patului germinativ. Este un utilaj ușor, purtat direct în tirant, are o lățime de lucru 6 metri. De fapt, fabricăm modelele 2,5, 3, 4,5, 6, 9 și 12 metri. Avem aici un alt combinator mai greu, care tot așa recomandat ar fi în special pentru lucrările de toamnă, dar utilajul este gândit în așa fel că și pentru pregătirea de primăvară se poate folosi. Acest model Sandokan se produce în modelele de 4, 5 și 6 metri. Acesta este cel mai mare scarificator care se află pe piață în momentul de față, produs de grupul nostru.
și nu doar, deci nu există scarificator mai mare în momentul de față pe piață. Numai că pentru acest utilaj avem nevoie de cel puțin de un tractor de 600 de cai. Utilaje... Din câte văd, nu-i doar scarificator, mai nu, deci, are... Nu, este, deci face, bineînțeles, rolul de scarificat, dar în spate este echipat cu două rânduri de discuri de o dimensiune mare, 660 diametru, da. Și, cum am spus, poate ajunge la adâncime de 55-60 de centimetri. Este un model de 7 metri echipat cu 15 ancore, deci pentru asta trebuie... să avem cel puțin un tractor de 600 de cai ca să poată lucra. Ultima mașină în stand, avem un model Presto. Este o grapă cu discuri de 5 metri, modelul pe care vedem aici. De fapt și asta produce un model de 3, 3,5, 4, 5, 6 metri. Din cât am înțeles, pe viitor o să facem și modele mai mari, până în 8-9 metri. Acest model este echipat cu urlou packer în spate. Este un utilaj foarte bun pentru lucrările de miriște, pentru dezmiriștit. Și nu în ultimul rând, ca și o grapă cu disc, după arătură, după scarificat, se poate folosi și la pregătit.